ziua asta e frumoasă și mereu a fost așa. O petreci cu oameni dragi cum dorește inima. De această dată vă salutăm din Iași cu o surpriză frumoasă pentru doamna Camelia și doamna Ana, care astăzi sunt sărbătorite. O surpriză venită cu toată dragostea din partea persoanelor dragi, așa că rămâneți cu noi să le surprindem și să vedem cum vor reacționa la această surpriză. La 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 la, mulți ani de ziua ta! Surprize la domiciliu! Noi oferim emoții! Bună ziua! Și la mulți ani vă spunem! Haideți să intrăm după dumneavoastră! Haideți și dumneavoastră! Așa! Bună ziua, încă o dată vă spunem și la mulți ani! Noi suntem echipa Surprize la domiciliu Iași. Știm că astăzi sunteți sărbătoriți. Iar cineva, drag dumneavoastră, a ținut foarte mult să vă sărbătorească astăzi. Și am să vă întreb, dacă cum vă bănuiesc cine? Nu știu, copiii. Ia să vedeți, mai aproape una de celălaltă. Pentru că astăzi este momentul potrivit să vă sărbătorim, să vă cântăm un la mulți ani, după care o să aflăm din partea cui vine această surpriză și ce au astăzi să vă transmită. La mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la la mulți ani vă spunem. Așa, iar acum a venit momentul să aflăm și din partea cui vine această surpriză. Să vedem cine astăzi și-a dorit măcar sufletește să ajungă la dumneavoastră și ce au astăzi să vă transmite. Iar mesajul pregătit spune așa: dragă mamă, ne gândim de multe ori la tine, la vremurile în care erai mamă de copil mic și astăzi te înțelegem cel mai bine. Vreau să știi asta. Îți mulțumim pentru protecție și siguranță. Întotdeauna ne-am simțit în siguranță lângă tine. Ai fost stâlpul nostru, mama care ne-a dat încredere în noi, care ne-a lăsat să încercăm, să sperăm, să cădem, să învățăm pe propria piele. Ai fost acolo să ne ajut să ne ridicăm, să mergem mai departe, să credem în noi și în ceea ce suntem. Lângă tine am simțit că suntem suficient ceea ce suntem. Îți mulțumim pentru toate eforturile pe care le-ai făcut de-a lungul timpului. Știu că nu ți-a fost ușor. Acum, când și noi suntem mame, înțelegem cât de greu ți-a fost. Îți mulțumim că ai fost puternică și n-ai abandonat nicio luptă din care ai avut, de dus. Îți mulțumim că ne-ai crescut să fim oameni, între oameni și om cu oamenii. Încheiem spunându-ți că mulțumirile de mai sus nu sunt poate suficiente să exprime recunoștința pe care ți-o purtăm. Aș vrea să mai știi că nu te judecăm. Uneori ai greșit așa cum și noi greșim. Acum când suntem mame, n-ai avut prea multe informații la dispoziție, dar ai făcut ce ai putut tu mai bine, cu ceea ce ai avut. Cu cât ai avut, ai știut să îți repari greșelile, să nu le permiți să lase urme prea adânci. Suntem recunoscătoare că putem vorbi despre orice, că știm să ne gestionăm părerile divergente, că putem pune degetul pe răni nu pentru a le deschide, ci pentru a le vindeca. La mulți ani, mami, din partea copiilor, soțului și a nepoților. La mulți ani! Mulțumim! Iar acum, dacă ați avea și dumneavoastră să le transmiteți ceva? Mesajul din partea copiilor, cred, copiilor mei, ei, Luca Amelia, așa nu, cred. Andreea. Andreea e fetița ei, cea mai mică. În partea Andrei, după partea cum ai scris. Și... nu, că eu am citit Camelia și mami și am crezut că e din nu, partea Ana. Copiilor tăi. Da, e din partea copiilor mei din Italia. Și le mulțumesc foarte mult și în curând o să ajung acasă în Italia. Eu locuiesc acolo în Italia. Le doresc și eu multă sănătate, fericirii, ce să le spun. Nu mă așteptam și chiar a fost o surpriză foarte mare pentru mine. Noi mai avem un mesaj pentru mătușa, care spune așa: dragă mătușă, uneori viața ne pune la multe încercări pentru a vedea dacă avem încredere în noi și în cei apropiați.
dacă suntem pregătiți pentru celelalte daruri ce ne oferă, are de oferit Dumnezeu. De aceea trebuie să fim puternici, să avem încredere în Dumnezeu și astfel vom putea vedea doar lucruri frumoase și ne vom putea bucura de fiecare moment al vieții. Problemele trec, important e că noi să învățăm din ele și să trecem de asemenea mai departe. Să rămâneți mereu la fel de puternică și încrezătoare, iar viața îți va zâmbi cu siguranță. La mulți ani fericiți și sănătoși de la nepoatele tale și cumnatul tău. Și-au dorit toți să ajungă aici lângă dragi. Dumneavoastră. Singurii mele nepoate dragi, în afară din nepoata de la fetița mea, care ieri ne-a făcut surpriză, fata fiind aici, am venit cu tortul ieri la noi. Și am zis că asta e tot, că noi avem problemele noastre. Așa, ia să vedem. Ia să vedem ce am mai pregătit pentru dumneavoastră. Cea mai bună mamă și cea mai bună mătușă. O să le punem aici. Doamne, mulțumim. Mulțumim din suflet. Toți și-au dorit astăzi, vă simțiți sărbătoriti, iubiti, respectate. Tocmai ne întreba dacă ieșim la pizza după amiază. Noi avem mama în spital și ne ocupăm de asta. Adică nu știu, vedem dacă suntem în stare. Să știți că fetele au mai pregătit și melodii care doresc să o ascultăm împreună. Ziua asta e frumoasă și mereu a fost așa. O petreci cu oameni dragi cum dorește inima. Astăzi este ziua ta, sus paharele cioclim. Împreună până-n zori chefuim. Toată lumea-ți spune, toată lumea-ți cântă la mulți ani. La 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 mulți ani de ziua ta. Muzica să cânte an de an așa. La 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 sănătate multă și să aveți pe cei dragi aproape mereu. Îi facem așa cu mânuța, așa, la toți. Mulțumim!